Un alt transplant, din punctul meu de vedere, din start eșuat, nu-s profet, dar la întâlnire de peste 5 ani, sunt absolut sigur că situația fiduciilor din Moldova va fi quasi identică cu cea a fiduciilor din România. Alt transplant profund eșuat, repet, avantajul major, fiducia românească reglementată în 13 articole, fiducia moldovenească e cea mai supraponderală, de adică obeză, morbidă obeză instituție din cont, dacă o facem prin aportare la celelalte instituții, are 116 articole, dacă nu greșesc, am numărat, e greu de numărat cu 50, devenind mai mare decât vânzarea cumpărată. Și totuși, nu volumul contează și nu numărul articolelor contează. Ați văzut deja sursa de proveniență, e titlul 10 din DCFR, Trust, bară, fiducie, cel din start, însă de numire se vede compromisul și compromisul major care s-a făcut la nivel european. Face aluzie la instituția de Common Law Trust, care nu se poate transplanta în sistemul de continental, n-ai nicio șansă, vreau să convins de lucrul ăsta. Și fiducia care și-are străginte, inclusiv ca denumire, etimologie de la romani. Romanii știau și au aplicat pe câteva secole bune două modalități de fiducie, ambele existente și actuale, fiducia cu mamici și fiducia cu creditori. Un exemplu special îl reprezintă Germania, care, în mod paradoxal, neavând nicio urmă de reglementare legislativă a fiducii, totuși are fiducii. Este o instituție care se poate întâlnită și aplicată în vari domenii, dacă nu chiar în toate. Culmea că acolo unde s-a reglementat expres fiducia, deci la intervenția expresă a legitorului, eșecul este lamentabil și este generalizat. Franța, 2007, o reglementare, au ajuns la același efect. În România, ca să vă dau niște cifre quasi exacte, s-a spus codul român a împlinit 7 ani, în 7 ani, sub 200 de fiducii. Eu nu știm, simplu, avem un sistem de publicitate a garanțiilor mobiliare, care este obligată să se înscrie din oficiul și fiducia, dai click, este public, online, gratuit, 24, vedem sub 200 de fiducii, în 7 ani. Dacă numărăm vânzările sau ipotecele sau nu o să ne ajungă cifre să acoperim ecranul. Cam asta este realitatea. Repet, fără să fiu profet, predicția este quasi identică și pentru instituția similară de codul moldovenesc. Este o traducere și, repet, quasi exactă a DCFR-ului, dar cu mici improvizări, cu niște soluții endemice, profund locale, care, din păcate, își fac aproape imposibil de utilizat. Și o să te rog, doar preluat rolul Tălen, o să mă intereseze ăsta, da. E foarte incomod că cu indice din proiect. Da. 1431, m-aș opri între indicele 14, asta e tradus exact din DCFR, dar un text cu o conotație destul de greu de înțeles pentru mine, într-un sistem național, caracterul imperativ al dispozițiilor legale. Dacă nu se prevede invers, adică dacă nu e imperativ, toate dispozițiile legale care sunt prezente cu tipul sunt imperative, substanțiale între statuții. Chiar toate. Chiar toate 116 articole sunt norme imperative. Da? Chiar toate sunt substanțiale între statuții absolute. Sincer, mă îndoiesc. Dar nu asta era, nu pe asta puneam în fază. În schimb, următorul text este o improvizație 100% locală, nu există în DCFR, haideți să-l știm și pe asta. Prioritatea altor dispoziții legale, adică după ce diminuim, să avem 116 articole, norme imperative, substanțele unității absolute, brusc ne vine infamia și ne dăm seama că totuși, atenție, că se referă doar la fiducia garanției de pe tema intervenției mele, totuși fiducia în scop de garanție este supusă dispozițiilor legale prin garanțiile reale. N-am găsit denumirea și nu se explică în corp ce înseamnă garanție reală. Și în completare dispozițiilor prezentului tipul. Deci, remarcați, după ce ai o instituție supraponderală, brusc ne dăm seama că nu este suficientă reglementare. Unde ne ducem? Ne ducem
la o denumire, la o reglementare generică de drept comun a cui a garanțiilor reale, care de fapt este una. Gajul. Din câte am identificat-o, slide-ul de marginile mai jos. Gajul care este și el universalist, gajul este și ipoteca și mai departe. Du-te, te rog, înapoi. A văzut gajul. Bun. Dispozițiile prezentului titlul se aplică raportul juridice de fiducie pe piața de cartel, în măsura în care, mă rog, aia mă interesează, da? Și acum o să nu mai am foarte mult timp să explic de ce eșecul va fi lamentabil. Și o să adopt metoda folosită ieri de profesorul Fombar, o să vă dau o mini speță, dar am cea mai elementară formă de fiducie cu un creditor. Intru unul cu un Mihai, e moderatorul, un leu, el îmi dă laptopul, în fiducie, el cu un scriitor, eu fiduciar. Evident, cu condiția că atunci când investitui leu, investitui calculatorul, nu investitui leu, îmi rămâne calculatorul. Da? Așa funcționează un mecanism elementar de fiducie, fiducie garanție. Dacă trebuie să aplic 1431-1515, înainte de a vedea că asta este efectul firesc a fiducii garanții, va trebui să mă duc la gaj și să aplic dispozițiile de la gaj. Și ce o să vedem în gajul moldovenesc? Ca și în gajul românesc, dar acolo avem și niște dezvoltări posibile, ca și în gajul destrocinte roman, da, de la Picus încoa, este nestimbat. O să vedem că creditorul gajist, adică eu, fiduciarul în speța noastră, nu o să-mi pot apropia bunul, nu voi putea fi proprietar asupra bunului, tot sub sancțiunea nulității absolute. Pentru că cum se execută gajul în codul civil al Republicii Moldova? Se vinde bunul, dar că poate vinde chiar creditorul gajist, mare avantaj, da? Se vinde bunul, chiar din preț, am atributul de preferință care, de fapt, se contează cel de urmărire. Deci cum o să rămână fiducia garanției moldovenească? O să rămân eu proprietarul calculatorului lui Mihai dacă nu îmi dă leu înapoi sau nu. Da, lege specială. Lege specială. Păi și codul civil la ce? Normă specială, nu lege. Deci norma specială trebuie eliminată această dispoziție toxică, care, repet, nu are nicio normă, nu există nicio urmă de necesitate, de rațiune, din punctul meu de vedere. Pur și simplu trebuie știa asta. Am înțeles că e cam târziu. La Parlament, acum, până lucrurile, puncte, are mai multe cuvinte, e greu să le ștergi fără să observi nimeni, dar ar fi un mare serviciu aduse aceste biete instituții, pentru că, repet, tradiția locală, nici moldovenii, nici românii nu au văzut cu lingura masă cerând fiducii. Au trăit atâtea secole fără, cred că au mai trăit încă două secole în continuare fără. Dar fiducia garanției ar fi putut deveni regina garanțiilor, mai ales în domeniul bancar. Eficiența este clară, da? Absolută. Nu mai am nicio urmă de timp pe asta. Odată ce nu mi s-a executat obligația, rămân proprietar, nu trebuie să vând, nu trebuie să vând forțat, silicul de prețul scade, nu trebuie să suport cheltuieli de procedură, nu trebuie să pierd timp. Instantaneu am rămas proprietar. Îl vând piața liberă, dacă vreau o vând, dacă nu vreau, nu vând și așa mai departe. Deci era o plajă masivă, pentru că, totuși, ipotecile bancare cred că sunt cele mai numeroase contracte ori actuală, cele mai numeroase garanții, se duce de putea înlocuit în primul. Deplinul ipotecilor se putea întâmpla chiar acum și aici, dar nu cu o asemenea reglementare. De asta vă spuneam, în principiu nu-i văd un viitor, nici măcar sumbru, nu-i văd deloc un viitor, fiducii garanții în asemenea context, în asemenea format. Nu cred că o lege specială e necesară și nu cred că o lege specială va urma, nu va urma în scurt timp și dacă va urma, obligatoriu va trebui să abroge acea dispoziție, care, repet, este un intrus, deci o altă, e un transplant în transplant, ca să mai exprim mai plastic, care în punctul meu de poate fi eliminat fără niciun fel de prejudiciu. Dincolo de efectul cel mai dramatic, executarea, încă o problemă, că astea erau două texte la gaj, încă o problemă majoră apare din perspectiva opozabilității. Fiducia e un contract consensual și felicit, mă rog, felicit de dacă crede CFR-ul că a păstrat contractul consensual, pentru că o altă soluție endemică a legislatorului român e să facă fiducia autentică în toate situații. O aberație conceptuală, care i-a și dus la moarte, înainte de a se naște.
Aici e ok, se duce consensual, dar atenție, uitându-ne la gaj, vom ajunge să vedem că gajul, în anumite ipoteze, deci cum ar fi gajul asupra bunurilor imobile, îi un act autentic. Fiducia generează un patrimoniu de pregătire care are multiple posibilități, dar are multiple active și pasive și mai departe. Ce o să se întâmple într-o fiducie în care o să am un imobil, mobile și pasiv? Care va fi forma acelui contract? Conform codului civil va fi un act sub semnătură privată, trimițându-mă la gaj, adică la echivalentul nostru a ipotecii, va trebui să-l facă autentic. Deci, nu e o normă de trimitere fără nicio fel de normă, fără nicio fel de rost. Dar e nicio urmă de utilitate și este de dreptul toxică. Da? 23 de secunde, pot să spun mulțumesc că am uitat să spun la început pentru invitație și am reconosit 14 secunde la următorul vorbitor. Sunt garanții care folosesc însuși dreptul real absolut, decât dreptul de proprietate. Nu știm un drept mai tare decât dreptul de proprietate. Nu e numai fiducia. Sunt și, cum spuneau franțuzii, fiduciile avant la lettre, reportul, bordereaurile de ele, cesiunea de creanță cu titlul de garanție, giro garanție. Deci nu le-am inventat, nu sunt invenția de secolul 20 sau 21. Au fost întotdeauna, nu s-au numit tehnic fiducii, dar au avut funcții clare de fiducie, adică de garanție cu însuși dreptul de proprietate. Da, din punctul meu de vedere, e interesant să ai o garanție în care ai prea proprietatea și o ai de la bun început, decât să speri să obții ceva din valorificarea dreptului real accesoriu, adică dreptul de gaj, care are două atribute puternice, dar nu suficient de puternice, atributul de urmărire, dar trebuie de preferință. Aici ai toate trei. Ai în plenitudinea sa dreptul de proprietate. Și este o garanție infinit mai puternică. Mai ieftină, mai eficientă, mai rapidă. Deci, noi nicio cramolnă, nicio такого нового тут не создаем. Это не un nou accesoriu. Это еще римлян. Есть сейчас потребность есть, судя по всему есть, но мы говорим о реальной гарантии. То есть положительный ответ. Да. И второй вопрос. Действительно, я согласен с вами. С точки зрения технологии, сейчас пока открытым остается вопрос. Что делать после того, как отчуждатель, должник, не исполнит обязательства?
Ничего. Каким образом действительно обращать взыскание, по каким правилам обращать взыскание? Вот действительно тут вопрос, вот молдавские коллеги, они, судя по всему, исходят из ДСФА, то есть речь идет о применении по аналогии положений по залоге с точки зрения обращения взыскания. У меня вопрос такой. Можете ли кратко проанализировать, ну, хотя бы два варианта? Первый, который предлагается, почему нельзя, допустим, почему вы считаете, что это провальный вариант? Ведь с экономической точки зрения, что реальное, что владельческое, ну, залог, он одинаковый. Это первое. Ну, может быть, не так. И второе, а какой альтернативный вариант возможен в этой ситуации? Потому что я подозреваю, что оставлять этот вопрос неурегулированным довольно рискованно в этой ситуации. Может, можно злоупотребление. Спасибо. Poate vorbim foarte repede și într-altă limbă, nu m-am făcut înțeles. N-am spus că fiducia e o tehnică compromisă, am spus că reglementarea, în special reglementarea asta, e o tehnică compromisă. Fiducia trebuie să aibă un viitor și un viitor destul de luminos din punctul meu de vedere, dacă este reglementată corect. Economic nu este identic să fii un creditor gajist sau un proprietar fiduciar. Este mai ieftin să fii proprietar fiduciar. E totul gajist, trebuie să scoată bunul la vânzare, să scoată într-o procedură de obicei de executare silită, unde prețurile din start sunt mult mai jos decât piața liberă, apar intermediarii, executori judecătorești, care la noi sunt destul de, hai să spunem, eu știu cum să spun, bine plătiți pentru serviciile care le fac, care adaugă foarte mult la cheltuielile de executare și care coboară prețul pe care îl poți obține ca urmare a vânzării gazului. Da? La fiducie nu trebuie să faci nimic. Asta e răspunsul la întrebare. Da? Prin chiar procedeu, prin chiar contract, dacă nu îmi dă naturile eu, în exemplu care l-am dat, nu-i dau procuratorul pentru că eu sunt proprietarul procuratorului. Și nu trebuie să fac nimic. El, dacă are o problemă, mă poate ataca, dar va pierde în instanță. O să-i ridic excepția faptul că sunt proprietar neplătit. Deci asta este simplitudinea. Și răspunsul colegului de Moscova e la fel de simplu. Tot pentru o fiducie judiciară se poate rezolva și decalajul de cele două prestații la obligația de restituire. Avem un intermediar, executorul judecătoresc, primește prețul, primește bunul și el face schimbul între noi în condiții de maximă siguranță. Niciunul nu are nicio șansă să fie bătimit sau păcubit. Legea prevede clar posibilitatea de a avea o fiducie judiciară. Deci când pronunți rezilierea, rezoluțiunea, spuneți-i cum doriți, pentru că și acolo nu văd niciun motiv de a distruge tradiția, având instituția asta de nu știu cât, de dragul de a împrumuta o chestiune, când îi spui rezoluțiune cu efect retroactiv sau tot acolo, tot ai două noțiuni. Deci ce să îi spui, mă rog, pentru mine e de neînțeles. Dar, repet, fiducia are plecați în cam toate ramuri, inclusiv în executarea civică, inclusiv în procedurile de insolvență. Ar fi un instrument extrem de util și acolo. Deci, dacă vă numai, вы придерживаетесь точки зрения, что, ну, наверное, это логично было бы, что пока целесообразно говорить о реальной фидуции, о реальном, ну, фидуции именно для целей предпринимательства, ну, именно, да, допустим, с участием банка. Poate спасибо. Функционат, чин сучесора. Unul de răspunsuri la întrebarea profesorului Fomar, ieri cu bunicul care lasă bani nepotului, se rezolvă extrem de simplu prin fiducie. Da. Nu trebuie să ne gândim dacă este o donație, mortis causa sau așa. Fiducia e un răspuns foarte util. Deci funcționează în toate, este cel mai complex mecanism de drept privat. Așa prost cum e, în sistemul de drept monetar, tot rămâne cel mai complex mecanism de drept privat. Mulțumim. Domnul von Bar, profesor von Bar, vă rog, mulțumesc. Thank you very much for your interesting remarks. We are in very troubled waters here. And the reason why we are in troubled waters is that in our continental systems we believe to have a trust simply by calling it fiducia. Your Romanian text is, if I'm not mistaken, a one-to-one translation from the
Da, the origins, French and Quebecois, Canadian. Okay. The FIDC and the Trust of the Common Law have, in my understanding, only one thing in common, and that is the name. Of governments, FIDC and Trust. These are completely different babies. And they are completely different babies because in the continental tradition, we concentrate on a person whom the English would call the set law. Whereas under a trust law regime in England, the set law, i.e. the person who gave the property, the money, whatsoever, the way into the trust, the set law is completely out of the game. Nobody in the common law is interested in the possession of the set law. Everybody in the civil law systems is only interested in the possession of the set law. That is the basic difference. The common law problem is how to protect the beneficiary. So it is only the relationship between the trustee and the beneficiary which, and now again, in equity, not at law, that is very important, which in equity gives rise to a kind of a special relationship. There is nothing like double ownership in the common law. That is a misinterpretation from continental lawyers looking at the common law. What civilians believe the trust is has nothing to do with what the trust is in reality. And that happened in France, and that happened in many other European countries. These misunderstandings can be found in Czechoslovakia, they can be found in Hungary, they can be found in other systems. The trouble is to describe in our terms the position of the beneficiary. The trouble is not to describe in our words the position of the set law. Because what our English colleagues call the trustee, that is a full owner, that is complete ownership. There is no defect in that ownership. He has all the rights an owner has, full stop. And there is nothing like ownership in the value of goods or in the advantages, in the profit of goods, that is outside the notion of ownership. The beneficiary has a kind of a property right. Now that expression is in itself very complicated because it is a property right in equity. It is not a property right at law. And the specifics of that property right can only be understood if one tries to understand the instruments of tracing and following. So the key to the understanding of the trust from a property law perspective is what we would call here in the on the continent the subrogation. That is the only property aspect in a trust. All the rest is purely obligation. And this subrogation means that the beneficiary loses his original equitable interest if the trustee, in breach of trust,
cells, i.e. against consideration, sells property funds to a buyer in good faith. If he gives it away without consideration, or if the buyer, the acquirer is in bad faith, then the equitable interest survives against the new owner. In the other case, there is a subrogation réelle. I have no idea how you would express that. So the beneficial interest is in the money which went to the trust. We have no equivalent property right to that. It simply does not exist. A purely civilian model of what they call the trust can be found in Lithuania. That is interesting because there you have a limited property in extension of the number of cars. But sorry, I know that is too long. The key misunderstanding is that the trust concentrates on the position of the beneficiary. The PDC and all its equivalents concentrate on the position of the set law, and the two cannot go together. Mai există un sistem profund atipic, din toate punctele de vedere, unic în lume, care a încercat să rezolve multe din problemele enunțate de incompatibilitate între common law și drept continental, sistem care în sine, din păcate, pentru el dual, are în el și common law și drept continental, mă refer la Canada, da? Care are simultan pe un teritoriu unic, două familii de drept. Ce au făcut chebecoazii? Au tăiat nodul gordian și au scos patrimoniul fiduciar în afara concepției clasice a dreptului de proprietate. L-au făcut un patrimoniu fără stăpân. Scopul este stăpânul. Rezolvă foarte multe probleme, chiar dacă e greu de explicat și ei singuri recunosc, e foarte greu de explicat, dar este mult mai practic. Și atunci fiduciarul chebecoaz nu are o relație cu patrimoniul fiduciar de proprietate, de proprietar, pur sau fiduciar, spuneți cum doriți, este administratorul bunului altul. Asta n-a înțeles legislatorul român, din păcate, care a preluat titlul 6 al administrarea bunului altuia din codul chebecoaz și l-a lipit de fiducia franceză, care este un contract. Este un contract numit în codul francez. Da? Iar în sistemul românesc, fiduciarul este proprietar, culmea nu știe de care, de obișnuit sau sub condiție, sau o nouă modalitate a dreptului de proprietate, sau rezolubil, sau rezolutor. Spuneți cum doriți, că nimeni nu știe, nu s-a preocupat de lucrul de asta. Dar totuși, relația care a avut-o stajul fiduciarul cu patrimoniul său fiduciar a fost de administrarea bunul. Un nonsens din mai multe puncte de vedere. Perfect de acord, în sistemul continental este o provocare pentru orice legiuitor. Dar, repet, dincolo de asta, chiar dacă am revenit la fiducia romană, care s-a aplicat circa 3 secole și a murit tocmai din cauza faptului că nu există separație de patrimonii. Fides era, bona fides era, dar din când în când fiduciarul roman mai intra în faliment, era vândut peste Tibru și așa mai departe. Era o problemă majoră de a-și asigura, mă rog, funcționarea mecanismului până la capăt. Dacă romanii ar fi cunoscut separația de patrimonii, fiducia romană cu un creditor, la ora actuală n-ar fi fost o problemă de aplicat, cu o reglementare extrem de simplă, la nivel de principiu. Fără a apela la, da, trustul britanic evident e inseparabil de ei, care s-a născut pentru o violență, să-i spunem, da, la nivelul de procedură civilă, dacă vrem, e instituție născută din dreptul procesual, nu din dreptul material. Deci sunt perfect de acord cu cele spuse, dar asta nu înseamnă că nu am putea avea și în dreptul continental un echivalent funcțional. Că îi spunem trust, că îi spunem fiducie romană, dar trebuie să fie funcțional. Deci am încercat să subliniez la ora actuală această dispoziție este nefuncțională. Prin urmare, nu contează a cărei familie paternitatea și-o revende, din common law, din DCFR, din fiducie romană, din fiducie chebecoază, e nefuncțională. Iar asta trebuie corectat.
Dați-mi totuși o șansă că e proiect. Nu mai e proiect, am înțeles că e gata, eu pus virgulă și e gata. Da, dar nu este publicat. Și dați-mi o șansă să fie implementat. Eu dau toate șansele de pe lume, dar mulțumesc, domnul. Sunt optimist incurat. Ia bucurele ați în comentarii, ia până mai știu multe liberare în vreme. Domnul, da, nu știu, domnul. Microfon, Ну, насколько я понимаю, тут раз не применим, поскольку значит, в обычном common law для этих целей применяют mortgage. И траст действительно здесь неприемлем, поскольку здесь нет бенефициара. Я согласен с профессором Фопаном. Смотрите, в этой связи вы-то только один. Это используя то, что римляне разработали в свое время, ведущие. И в этой связи, вот когда говорилось о суброгации, я, насколько мне известно, один из вариантов, то, что вы говорили о канадском опыте, Квебеке, в Европе вот, есть такая идея, концепция безхозяйного, целевого имущества. В сути, есть соответствующая концепция, но все равно ее нужно. Ну да, скажем, вот немцы Берайнерсвайгер, они превалируют представление, что это особое вечное право. То есть они не склоняются к тому, что это право собственности. Для нас это не совсем понятно. Тут нужно определиться. Так это право собственности. Если это не право собственности, тогда нужно, соответственно, определять тоже собственник. То есть, по-видимому, нужно говорить о том, что право собственности должно оставаться. Но говорить о том, что оно не, если как вариант говорить об этой концепции патримонии, именно целевого имущества, тогда мы действительно сохраняем концептуальную концепцию единого права собственности. Спасибо. Расскажите мотивы, которые не способны готовить по аффирмации лент, как учредить новые националитеты. X, это проблема ориентированного национала. Что конечно, система de референции, inclusive de limbaj, care sunt perpetueze și se țină cât de coagulat poate. O doză prea mare de globalism e toxică pentru orice sistem juridic, inclusiv la nivel de limbaje. Am ajuns să nu mai știm să-i spunem în limba noastră, în operațiuni, trebuie să-i spunem neapărat leasing, când francezul, spre exemplu, spune credit buy, noi nu trebuie să-i spunem vânzarea cu locațiune, trebuie neapărat să-i spunem leasing. Efectul lex mercatorii, așa, comerțul internațional e benefic, dar nu peste tot. Trebuie să avem niște limite. De asta spun, inclusiv la nivel de limbaj, ce se întâmplă ora actuală pe piața legislativă nu e o problemă. Și da, dreptul civil este național. Trebuie să ai cod civil acasă. Poate va veni momentul când o să avem un cod civil european, nu știu când o să fie, eu sunt foarte optimist, înseamnă că în viața mea nu o să-l primi. Nici măcar segmente înguste, dar minte, aș fi șocat să văd un cod fiscal, un imunal și așa mai departe. Nu merge integrarea până în absolut. Niște elemente naționale întotdeauna vor supraviețui, iar alea trebuie să fie în acord cu tradiția locului. Dacă aș fi antropolog, jurist, ar putea să o explic mai bine, dar da. Rămâne absolut.